Facultatea de management financiar-contabil din Constanța a fost gazda workshop-ului orientat către o carieră de succes. Evenimentul desfășurat de instituția haretistă se adresează studenților de la facultățile economice și face parte din proiectul POSDRU, student implicat, absolvent instruit, carieră de succes. Obiectivul general constă în dezvoltarea competențelor și abilităților de muncă ale studenților economiști în vederea integrării cu succes pe piața muncii. Rolul acestui workshop practic este să ne întâlnim toți la oaltă ca de didactic, angajatori și studenți și să vedem către ce îi orientăm după ce termină facultatea. Da? Deci, practic, vom vedea care este rolul orientării și consilierii în profesie și ce gânduri au ei pentru viitor, cât de pregătiți sunt să îmbrățișeze o profesie de tip economic, pentru că ne adresăm studenților economiști. În cadrul acestui proiect POSDRU au fost înființate și două întreprinderi simulate, ce au ca obiect de activitate serviciile de contabilitate și auditul financiar. În cadrul proiectului Student Implicat, Absolvent Instruit, Carieră de Succes, au fost înființate două întreprinderi simulate, fiecare făcând parte din rețeaua firmelor virtuale din România, sub coordonarea ROCT-ului. Cele două întreprinderi simulate, Spiru Team Distribution și Spiru Team Expert, au ca obiect de activitate servicii de contabilitate și audit financiar, respectiv comerțul cu ridicata. În cadrul întreprinderii simulate Spiru Team Distribution, am calitatea de administrator. Activitatea întreprinderii am preluat-o în data de 30 octombrie 2014, întreprinderea având ca și domeniu de activitate comerțul cu ridicata. Întreprinderea este organizată în trei compartimente, compartimentul resurse umane, compartimentul financiar-contabilitate și compartimentul comercial. La eveniment au participat reprezentanții ai instituțiilor publice, ai mediului de afaceri, cât și ai mediului academic. Oameni cu o vastă experiență și-au permis să le ofere câteva sfaturi celor care doresc să se integreze mai ușor pe piața muncii. Nu știu să vă zic așa care ar fi rețeta, punând cu ghilimele de rigoare, prin care o persoană poate să-și găsească loc de muncă. Depinde de mai mulți factori, de pregătire, de competențe, de, eu știu, poate chiar șansă la un moment dat. Cu siguranță sunt persoane care reușesc să-și pună în evidență acele puncte tari, reușesc și o cunoaștere a angajatorului. Ar trebui chiar din timpul facultății să începe să lucrați, iar pentru cei de la contabilitate nu le-aș dori să lucreze într-un birou ca operator calcul, de să învețe contabilitate, să învețe legislație și să ajungă să conducă societăți, adică să ia o societate de la zero și să o ducă pe cele mai înalte culmi. Un moment important pe agenda evenimentului a fost cel al premierii studenților din grupul țintă, care au finalizat stagiul de instruire în cadrul celor două întreprinderi simulate înființate în cadrul proiectului. Astfel, 60 de studenți au primit diplome de participare și premii în bani.